bună să vă fie conexiunea la net, dragilor, mai ales în perioada asta. Astăzi îi avem alături de noi pe Costin Bucur și pe Lucian Turcu. Dragilor, mă bucur că sunt alături de voi. Am mai ieșit un pic din casă, mai ales în cabinet, trei dragilor, în Timișoara, dacă pentru cine nu știe. Cum e să nu ai oameni în bar când tocmai ți l-ai deschis? Că nu sunteți de mult, nu? Nu avem oameni. Dacă mă considerați un da. Nu, zic, mă refer la public. Asta, asta cred că doare cel mai mult. Trist. Trist, da? Bun. Dacă e trist, hai să o facem veselă. Haideți să bucurăm oamenii și să le povestim un pic cum ați început voi business-ul și ce vreți să aduceți voi nou în industria asta a barurilor, a pub-urilor. A industria ospitalității, da. Și mai ales ospitalității. Adevărat ce ai spus, că să spun, suntem proaspeți deschiși. În 2018 am deschis, de fapt, în octombrie. Lucian, nu suntem din Timișoara, eu sunt din București, Lucian este Brașov. Din Brașov. Sectorul 6 al Bucureștiului, nu? Sau, cum e mai zice la Brașov? Așa, v-am zis că se zice. Da. 7? 7. Sectorul 7? Da, nu știu. Are 6 sectoare deja București. Da, are 6 sectoare. A avut 8. Da? Mai de mult, dar pe urmă s-au împărțit și s-au făcut 6 la 8. Sectorul 7, da, acum am adus la sectorul 7. Am auzit dumneavoastră asta când am fost în Brașov, erau mulți bucurești acolo. Da, într-adevăr, s-au mutat foarte mult în ultimul timp. La schi. La schi. Și aproape. Eu m-am mutat la Timișoara, nu pentru schi. Da, pentru viața. Pentru viața. Viața un pic mai liniștită, nu așa mult stres. Nu că aici nu ar fi stres. În momentul când ai un business... Stresul vine. Stresul vine. Se bate la ușă. Bate la ușă și mai aduce cu el. Mai și fratele și sora, care mai au niște copii. Dar, până la urmă, asta este o provocare pentru noi. Ne ține activi. Foarte bine. Am deschis barul pentru că ne place ceea ce facem. Foarte livrăm bine. Cultură de consum. Un lucru foarte bun. Super tare. Mai puțin întâlnit aici la noi. La noi mai mult consum. Da, mai puțin comercial, mai mult, dar până la urmă cred că ăsta este și scopul nostru. De a culturaliza lumea. La fel ca și alte domenii, exact aia se întâmplă. Ca în teatru, culturalizăm lumea. Foarte frumos. Noi, conceptul Cabinet 3 de desubt scrie Better Drinking. Un loc unde bei mai bine. Nu neapărat toată lumea se gândește cantitativ, cât calitativ. Da. Și ce băuturi aveți mai așa, mai fancy, mai... Eu știu că... E diferență, tu cu tine vorbeam sau și am auzit ce ai zis, Lucian, că diferență de cocktailuri și băutura preparată. Da, cocktailurile de fapt sunt o categorie cocktailuri. De băuturi. Da. Aici mixăm băuturile, preparăm băuturile, adică mergem mai în toate categoriile existente pe planeta Pământ. Până la urmă ne dorim, cum a spus și Costin, să dezvoltăm această parte, pentru că în România, din păcate, sunt foarte puțini care vor să dezvolte latura aceasta și merg foarte mult pe cantitate, foarte mult pe băuturi, din păcate, destul de slab cotate pe piața din România și nu numai. Noi am mers în direcția opusă și, da, mixăm băuturi. Chiar în față avem un twist după Negroni. Chiar voiam să zic despre asta, da? Da, așa? Negroni, care este o băutură clasică, care a fost inventată undeva la începutul anilor 1900. 1919, anul trecut, a făcut 100 de ani. Ca România. Așa, și noi am mixat o băutură pe bază de whisky irlandez de data aceasta, cu o infuzie pe cireșe, amare, cu vermut, un pic de bitter italian și uite că am mixat o băutură. Până la urmă, ideea este să păstrezi un ADN al unei băuturi și pe aceea te poți duce ca un artist, ca un șef bucătar, te poți duce în toate direcțiile. Am înțeles, de-aia o pată de culoare și din ea pleci să îndegradezi. Exact. Ia să vedem cum e. Mă rog, bine vin la cabinet 3. Bine v-am găsit, dragilor.
Vă recomand cu plăcere. Da. Foarte bună. Are vreo 22% volum de alcool, este o băutură puțin mai alcoolizată, dar ideea este că e foarte bun, mai ales că imediat ne apropiem de masă, nu? Da. A început deja. Suntem spre prânz. Bun. Cum ați ales locația asta de aici? E o locație mai spre centru, în centrul Timișoarei, chiar în buricul târgului, cum ați zice. Cum ați ales-o să... Păi, cum am ales și cum am găsit locația? S-a potrivit. Am făcut, exact, Lucian bine a spus. Noi ne gândeam să deschidem un loc. Unde să-l deschidem? Am tostat, am făcut research. La un moment dat ne-a apărut oportunitatea cu acest loc, printr-o cunoștință, am venit, am văzut locul, totul s-a întâmplat așa foarte repede, ca să spunem, într-o săptămână. Uh-huh. Am luat și ne-am apucat de treabă. Dacă cineva ne spunea că în 2018 vom deschide barul, nu credeam, pentru că noi ne propusesem pentru 2019. Da. Dar lucrurile s-au așezat în așa fel încât l-am deschis în 2018. 18. În octombrie. În octombrie, ca să spun așa, locația am găsit-o undeva la jumătatea lui iunie, sfârșitul lui iunie. Și în câteva luni de zile ne-am mobilizat. Pus cu flexul, dă-i cu tot ce pus trebuie. Pus cu flexul, cu trafaletul, cu tot ce a trebuit. V-am văzut și după bar. Voi sunteți barman de meserie sau doar din plăcere? Suntem barman de meserie, dar am devenit barman din plăcere. Perfect, da. Nu, voiam să zic că nu aveți angajați. Adică voi... Avem și angajați, dar... Avem colegi. Ah, ce frumos, da, a fost asta, colegi. Bravo, vă felicit. Avem aveți colegi, bravo. Da. Vă felicit, aveți colegi. Avem colegi. Asta spune foarte multe despre, despre da, un proprietar de, de un business. Am colegi, da. Sincer, da, se pare normal. Nu ne simțim ca fiind proprietari, ci mai mult ca oameni care facem parte dintr-un sistem, da, dintr-un mecanism. E bine, mecanismul ăsta e mai greu oamenii să înțeleagă că până la urmă trebuie tot să facem lucruri. Ca să funcționeze, bineînțeles. Trebuie să tragem toți la aceeași căruță și în aceeași direcție. Nu ca o roată din țată a unui ceas. Da? Uite, poate să-ți povestească Cosin, de fapt, cum a început totul. Partea lui și pe aceea să povestim, pentru că avem experiență. Da, 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 experiența mea este foarte vastă, ca și experiență în domeniu peste 23 de ani. Vârsta nu mi-o spun, dar am început să activez în această meserie de la vârsta de 17 ani. Deci cu o matematică simplă știi câți ani. Da, cu o matematică simplă ajungem la vârsta mea. Frumos. În familia mea am legături în acest domeniu, iar în vacanțe, ca să spun așa, tatăl meu mai sigur pentru a-mi putea face bani de vacanțe, să am bani de buzunar, m-a luat... Te-a pus la muncă. M-a pus la muncă, exact așa. Mi se pare normal. M-a pus dacă la vrei muncă. Să cheltui, uite cum se prima fac. Prima dată m-a învățat să muncesc, pe urmă să mă distrez. Asta mi se pare extraordinar. Da, spuneam că sunt din București. Așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie cu toți părinții care au copii. Nu se țină în puf. Se urce cu liftul până la etajul 10 și după aia ăia nu știu ce să facă acolo. Mai da, bine urci frumos pe trepte. Chiar mai așa. Mai lovești, mai cazi. Da, e, dar mai vezi ce se întâmplă la etajul 1, la etajul 2. Mai vezi dar altul. Întotdeauna am mers fix pe ideea aceasta. Nu neapărat ca și proprietar, ca și angajat, ca să poți să ajungi pe o treaptă, să spun, să fii un manager, să fii general manager, trebuie să faci și lucrurile de jos. Bineînțeles. Fiindcă nu ai cum să poți să conduci o echipă, că noi până la urmă la cabinet 3, cum a spus Luci, că avem colegi, noi suntem o echipă. Niciodată n-aș putea eu să-i spun cuiva să facă un lucru, doar că l-am citit undeva și atât. Nu știu cum să face, iar eu nu l-am făcut niciodată. Asta mi se pare foarte fain. Asta mi se pare extraordinar. Asta spune foarte mult despre calitatea unui om. Adică n-am cum să zic să scrii într-un anumit fel
dacă eu nu pot să scriu așa sau eu n-am scris așa, de exemplu. Da. Da, foarte, foarte. Și chiar mie unul îmi place foarte mult ceea ce fac și lui Lucian. Tocmai din cauza aceasta și dacă nu ne crezi, noi doi suntem mult mai exigenți unul cu altul față de alți oameni cu angajați. De ce facem treaba asta? Fiindcă prin aceste lucruri ne ridicăm, ținem un standard și ne upgradăm de fiecare dată. Da, da. Corect. Am văzut că aveți șorțuri faine, băscuță, adică da. Chiar ca un actor îți pui frumos costumul, ai venit la... Exact aia suntem la, la serviciu, care practic nu e un serviciu, ăsta pentru oricare ar trebui locul de muncă să fie ca acasă, adică un... fel de a trăi, fel de viață. Asta e ideea în viață, să-ți găsești ceva, ceea ce-ți place. Ce-ți place. Pentru că majoritatea timpului petreci la muncă. Este statistică treaba asta. Și atunci, dacă faci lucrul acesta, dacă petreci timpul la muncă, hai să-l petreci într-un mod în care să-ți placă. Corect. Și nouă ne place să vorbim cu oamenii, să le transmitem o experiență, să... să îi poftim la noi ca la noi acasă până la urmă. Da, și nu ca într-un loc, într-o locație, pentru că foarte mulți oameni nu înțeleg acest aspect. Nu ești client, ci ești oaspete. Și așa ar trebui să funcționeze industria ospitalității. Pentru că e industria ospitalității, da? Noi oferim experiență. Dacă nu, e foarte simplu, poți comanda pe orice platformă acasă și nu mai există experiență, există un produs, ceau. Și da, da, da. Apropo de meseria asta, mi se pare, știi, când suntem mici, zicem, când o să fiu mare, o să mă fac doctor, avocat, pilot și așa. Nu te faci. Eu cred că meseriile ne aleg pe noi. Adică te naști cu ea în tine și până la urmă ți-o descoperi dacă ai, bineînțeles, și, uite cum a fost tatăl tău de te-a învățat da, nimic, și vocație, dar și care să te canalizeze pe aia. Nu băga matematică în copil dacă... El nu are nicio înclinație acolo, știi? Și eu cred că asta e, pe mine, eu cred că pe mine m-a ales actoria. Am făcut o grămadă pe lângă actorie și încă fac și bucătar, și barman. Am fost 6 ani într-un bar în Scârț, loc lejer de aici, în Timișoara. De când s-a deschis de la prima pensul, de astea de jos, am dat eu cu pensul la vopseam la 2 pensuri și după aia stăteam de... Știam când se deschide ușa, cine intră în bar în 6 ani de zile. Dar știam, erau de acasă, nu mai trebuia să-l întreb ce vrea. Că știam că la ora aia, pe aia, la ora aia, pe aia, așa. Că asta e frumos, asta e ospitalitatea pe care ar trebui să ne lăsăm. Și mai și mâncam cu ei. Când veneau și zice, băi, n-am mâncat azi, puneam toți bani, hop, 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 am făcut. Pentru că de fiecare dată, știți, și când intri într-o casă, ce bei? Ce bei? Corect. Da, ar fi frumos, uite, tatăl meu face asta, ce? Ai mâncat ceva, hai să bem. Dacă n-ai mâncat ceva, trebuie să mâncăm ceva ca să, să se depună frumos. Asta să știi că sunt unele întrebări care și noi le punem anumitor oaspeți, depinde la ora care vin. Dacă au mâncat, dacă vin de la masă, ca să dacă merg la masă, exact ca să știm ce băuturi să le preparăm și să le putem sugera spre consum. Dar exact ce ai spus tu, că tu ești actor, să știi că și noi suntem actori. Da, clar. Noi suntem actori, mai ales cum suntem în spatele barului, suntem fix pe scenă. E o asemănare perfectă, crede-mă, da. Cum stau ei ca public, se uită la tine când faci artă, asta e artă, că am văzut cum ai dat cu sticlele când ai făcut asta și o să vedem, o să vedem și mai departe. Clar faceți artă din asta, să știți. Nu oricine poate să facă asta. Și astea sunt unicate. Chiar sunt unicate. Chiar dacă le repeți. Dar sunt unicate, sunt ca o piesă de teatru. Niciodată nu o să-ți mai ai... Sau poate să-ți iasă la fel. Dar poate că paharul nu e într-un anumit fel. Poate că ăsta de fiecare dată stă altcumva, știi? Adică de asta zic că e unicat. Nu ca detaliile, da, la detalii sunt unicate. Ideea este că ca orice meserie și industria noastră este poate fi o carieră. O carieră frumoasă în care să îmbătrânești frumos, să te bucuri de meseria pe care o prestezi. Și din păcate oamenii în România nu au fost obișnuiți cu acesta, sau cel puțin erau pe timpul înainte de 89, când se mai făceau școli de profil. În momentul de față, sincer să spun, găsim foarte puțini oameni care au atracție față de... Înclinație, de votament. Exact. Ei nu conștientizează că tu lucrezi cu omul în marea majoritate, 90% cu omul într-o stare bună.
omul care vrea să diseze, omul relaxat, nu că nu este la birou, nu este la bancă să semneze niște acte importante, e relaxat, vrea să se destindă, vrea să bea ceva, după două pahare încep poveștile. Ei bine, e o meserie frumoasă, adică doar că dacă vrei să fii într-adevăr o meserie, o artă și vrei să fii respectat de toate clasele sociale, trebuie să o faci într-un mod profesionalist. Da, da, profesionalist, plăcut și, asta e ideea. Și sincer, până la urmă. Exact. Sincer, că nu-i pui apă. Sinceritatea e unul dintre punctele foarte importante, cel puțin la noi la Cabinet 3 e foarte important să fim sinceri cu oaspeții noștri. Și unul din punctele pe care le avem în valorile noastre este faptul că orice oaspete gândește că ar fi unul din părinții tăi la masă, adică trebuie să te comporți cu el ca și cum ar fi cea mai apropiată persoana ta. Pentru că trebuie să-i oferi tot ce ai mai bun. Ce e mai bun, da. Corect. Într-adevăr, sunt oameni care nu înțeleg, dar să știi că de foarte multe ori au înțeles. Care nu înțeleg de prima dată. Exact. Da. Au înțeles că, de fapt, intențiile noastre sunt bune și nu avem intenții rele deloc. Aici putem, poate, să dăm și un exemplu de ce nu înțeleg. Adică, dacă ar trebui să bea mai mult, adică dacă vedeți că se duc un pic pe alte căi, mă gândesc că îi opriți un pic, adică ați avut întâmplări. Da, am avut întâmplări, dar și aici contează foarte mult cum comunici cu omul. Cum îi explici. Că dacă știi să-i explici și îi spui frumos că tu de fapt îi dorești binele, nu îi dorești răul, știm foarte bine cei care consumă alcool. Că cineva consumă un pahar cu alcool, consumă 10 pahare cu alcool, ține de fiecare cam ce rezistență are la consumul de alcool. Da. Ești obosit, da. Iar după un anumit timp, mai ales vorbim de noi, de băuturile care le preparăm, noi chiar punem suflet și creăm niște băuturi minunate. Deja după al treilea, a patra băutură, al patrulea pahar consumat, experiența nu mai este aceeași. Este deja consum de alcool. Da, corect. Nu-i mai simți gustul. Da. Iar foarte mulți trec acea măsură în alte locuri, consumă mult mai mult, iar a doua zi se trezesc, au capul atâta și ce spun, bineînțeles, nu mai merg acolo, a fost băutura foarte proastă. Sau oamenii au pus ceva, nu a fost vistă. Nu, este din cauza consumului excesiv de alcool. Cunosc elimini vitaminele, tot da. Ce ai în corp și e normal să te simți rău. Iar în momentul când vedem pe cineva că este momentul să ia o pauză de la alcool, foarte simplu. Recomandăm o cafea, un pahar cu apă, o pauză. Dacă nu... Noi suntem aici. Nu plecăm. Da. Am avut oaspeți care erau foarte supărați. Păi ce, voi nu vreți să luați banii? Asta, nu este vorba de luat bani. Cum să nu, că până la urmă vorbim de un business. Dar îmi doresc nu să iau banii astăzi. Toți, da? Îmi doresc să vină și mâine și poi mâine să revin. Să te câștig în primul rând ca oaspete și ca... Pentru că foarte mulți oaspeți care sunt la noi sunt prieteni, de fapt. Da. Deci ne sunt exact efectiv prieteni și luăm legătura cu ei și în perioada aceasta, prin telefon, prin mesaje, cum putem, pentru că fără să vrem, da, ne cunoaștem mult mai bine. Bineînțeles, socializarea asta e doar... Deci gheaua asta e cu mâini în teatru, poate al patrulea perete. Asta se sparge după al treilea pahar, se sparge și... Îl știi, da, ăsta are fetița la grădiniță acolo, are acolo. Îi știu gusturile și așa și foarte frumos că țineți legătura cu ei. Da, pentru că punem foarte mult, ne interesează foarte mult partea umană. Suntem oameni până la urmă, avem sentimente, avem dezvoltată partea asta emoțională foarte mult și atunci ne interesează ca oamenii care vin la noi să simtă căldura și încrederea asta din partea noastră, nu să fie doar un produs, să facem... Uite, de exemplu, meniul, noi avem un meniu, avem o listă de prețuri, ca să revin puțin. Oamenii nu înțelegeau la început cum meniul, păi nu aveți cocktailul. Ba da, avem, dar hai să-ți explic care e ideea la noi. Nu există un cocktail perfect. Băuturile sunt în funcție de fiecare personalitate, fiecare caracter în parte și atunci noi trebuie să luăm feedback-ul din partea ta, trebuie să te întrebăm, să trecem printr-o serie de răspunsuri ca noi să înțelegem cumva, să
preparăm o băutură în direcția ta. Poate fi pe gustul tău sau poate să nu fie pe gustul tău din prima, depinde. Dar încercăm. 99% au fost pe gusturile lor. Pentru că noi ne-am dus exact în direcția de confort a omului. Am oferit confortul, de fapt. Corect. Și, adică nu aveți denumiri la băuturi? Aveți avem denumiri. Avem denumiri la băuturi. Tu ai întrebat dacă nu avem denumiri puse în meniu. În meniu, da. În primul rând, de ce facem această treabă? Este foarte important în meseria, în meseria noastră a lua un contact și a deveni mult mai personal, să ne apropiem mult mai mult de oaspete. Nu doar bună ziua, bună seara, cineva s-a uitat pe o listă, a văzut că avem niște băuturi și o să spună că i s-a părut lui interesant, o vreau pe asta. Nu. Până să ajungem la băutură, noi deja ne creăm o relație cu acel om. Întrebăm dacă a mai fost pe la noi, dacă n-a mai fost, cum au ajuns la noi, de unde vin. Relaxăm puțin toată treaba. Că se simt ajungem... cum se simt. Da. E un loc care... Da. Te duci și nu prea sunt obișnuiți cu toată treaba. Nu, 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 când... se sperie un pic. Da. Ce? Pe urmă devine relaxantă. Da, revine relaxantă toată treaba și ajungem. Ce fel de alcool consumă, distilat, alcool fermentat. Ne dăm seama cam ce concentrație alcoolică, vorbim de gusturi, mai acru, mai amar, mai dulce, cam ce arome, florale, citrice. Tocmai din cauza asta noi nu lucrăm un meniu de 5 băuturi, fiindcă oamenii nu sunt, încă o dată revin, nu sunt culturalizați, poate să aleagă o băutură că i s-a părut interesantă ca și nume, ca dar și în, nume, momentul, da. În momentul când au gustat o să spună, ai, ce rea e. Băutura aceea nu este rea. Dar băutura nu e bună pentru e bună, el. Dar nu este bună pentru el. Exact. Da, știu, tocmai da. Din cauza asta noi discutăm cu omul și automat în acel moment am creat o relație cu el. Da. Și o încredere și automat oamenii vor înțelege ce înseamnă cu adevărat să bei o băutură preparată sau un cocktail, cum știu ei. Pentru că cocktail nu înseamnă, până la urmă, nu înseamnă acea băutură cu crocodil, cu ochii, vreluțe, vreluțe și cu maimuță. Și... Ba da, pe plajă undeva să știi care te vine o, un vreluț. O... Exact. Trebuie să aibă un sens, totul are un sens, pentru că am avut chiar o discuție cu un prieten al nostru și, bine, până să ne devină prieteni, era cumva așa, era un temperament mai împotriva, dar nu are sens. Și am explicat. Are sens, uite, vezi acolo, acolo de fapt sunt pașii unei, unei distilări, acolo sunt așa, acolo. Dar totul are sens la poezii. Da, totul, de începând de la ușă, de acolo, totul e o poveste creată. Acum, ideea este că până să descoperi acea poveste, îți trebuie o dată de două ori să vii la noi, ca să înțelegi mai exact, pentru că, cu siguranță, cum ai spus și tu și tristul adevăr, în România sunt foarte puține locații care oferă un concept cap-coadă sau o poveste. Da. Așa este. Oamenii s-au oxat, am deschis un birt, am pus un teșghea, nu contează că e mai înaltă, mai joasă, nu contează cum e, am pus o muzică și dă-i să meargă. Da. Nu există treaba asta. Să vină lumea. Trebuie să fie un concept. Exact. Corect, trebuie să fie un concept. Da. Un concept. Da, am văzut, chiar de ușa îmi place, să știți, foarte mult la voi. Practic arată deschiderea și arată, cum să zic, băi, suntem deschiși și intrați, e... Exact. Și când e ușa închisă, zici că e deschisă, pentru că e toată din sticlă. Da. Da. Adică, mai mare deschidere de atâta, ce mai e, nu-i de aia cu, cu vizor. Adică, cine este e, îl lăsăm roșu, îl lăsăm. Te poftim pe covorul roșu, deci deja ești, când, ești un VIP, care noi îi primim ca atare. Deci, nu e întrebat de cabinet, până la urmă, bun. Ce înseamnă cabinet? Nu, păi nu avem timp, ce unde ne grăbim? Am înțeles. Hai să nu uităm ce am... Să știi că ai o cireașă amară aici pe care o poți mânca în momentul în care da, simți da, tu nevoia. În final, cireașa de pe urmă. Da, o să-ți lase foarte mult un aftertaste. Și apa nu e întâmplătoare pentru că îți povesteam mai devreme de cultură și de educație în consum de alcool. Apa fiind tot timpul există din partea, noi am zis că e din partea divinității, noi doar o punem pe masă. Punct. Adică avem destul apă în lumea asta cât să nu luăm banii pe apă și la cabinet 3 chiar tot timpul barul cu apă nu trebuie să lipsească din partea, din fața oricărui oaspete și e foarte important să
Le apă cu, exact, apă cu alcool. Am băut și apă, deshidratează. Da, da. Da, da, păi da, alcoolul deshidratează, apa compensează prin hidratare și da. Păi, dacă să zice de cabinet, cum ai ales numele? Uite, chiar sunt curios. De ce cabinet 3? Da? De ce cabinet 3? Păi cabinet 1 și 2 ai... Le doctor. Până în 89 erau luate. Doamna Elena, cabinetul 2. Nu mă duceți pe mine. Eu nu sunt mult din 82. Din 82, nu, n-am prins mult, eram mic. Nu sunt dinainte de 80. Nu, ca un pic de țuiculiță acolo, de la Cazan. Da. Nu, așa, ca să spunem exact ce spunea Lucian, noi chiar suntem profesioniști și înainte să facem un lucru, stăm, îl studiem. Și îl studiem foarte bine. Îl începem de la... Da. Până la urmă, ce înseamnă cabinet? Cabinet este locul unde un profesionist își exercită meseria. Cabinet de avocatură, cabinet medical. Da. Un cabinet. Un cabinet. Și noi suntem un cabinet. De ce trei? Intersecția la trei străzi. Adresa este Timișoara Lucian Blaga, numărul 3. Iar 3 ca și cifră în mitologia română înseamnă foarte mult. Sunt a treime, poate combinăm 3 băuturi. 3 ciobănei. 3 zmei. Da. 3 capete. Da. Exact. 3 frați. 3 în afară 3 de surori. Da, și acel 3 surori. Care o să-l vezi în logo este într-un cadran pătrat, dar colțurile sunt rotunde. Dacă pui un colț de aici cu un colț de aici, îți dă 3. Dacă le iei pe toate 4 și le pui așa, să vezi că e infinit. Da. Frumos. Iar logo-ul, de fapt, este o măsură de bar, un jigger. Dăm voie să mă ridic puțin de la masa. Uite, de exemplu, acesta este este logo-ul pe care îl avem noi. Partea mică din acest jigger înseamnă trecutul, mitologia japoneză. Partea din mijloc înseamnă prezentul, da? Și e foarte important când ții de el, ești ferm pe ceea ce faci în prezent. Și partea superioară reprezintă viitorul. Și atunci, cumva, viitorul la noi este infinit, pentru că o să vezi că e un arc așa foarte frumos. E circular. Adică întotdeauna vom face lucrul acesta cu drag și echilibru, înseamnă foarte mult echilibru. Deci un jigger întotdeauna o să-ți echilibreze o băutură, corect? Trebuie să folosești, noi folosim tot timpul, folosim acest instrument, pentru că doar așa putem echilibra băuturile să fie corecte și să-i oferim omului ceva de calitate. În română se numește măsură și până la urmă totul trebuie cu măsură. Da, și totul cu măsură. Totul trebuie să, în toate trebuie să avem măsură. Noi exact. Mă și măsură, și în teatru, dacă vorbești prea mult. Și degeaba, da. Mai bine cum e aici la voi, puțin, dar calitate. Bă, aia punem accentul. Foarte fain, foarte fain. Bă, ups. Eu chiar dacă am lucrat barman, nu am știut atât de mult despre bar. Eu am lucrat barman pentru că acolo era și teatru și acolo, eram acasă cumva. 6 ani de zile mi-am văzut copilul, doar 3 ani, că el atunci s-a născut. Da. Că am stat 12 ore pe zi în bar și 8 în bar, 4 în teatru. Este foarte adevărat ce spui, să știi că și în cazul nostru este la fel. Noi petrecem mult mai mult timp împreună față decât petrecem cu familia. În perioada asta, cred că le-a cam echilibrat un pic Dumnezeu. Acum le-a echilibrat. Chiar a fost o perioadă foarte frumoasă și o perioadă care... Și este. Noi vedem partea bună a lucrurilor. Nu... Păi așa trebuie să fim. Ca să ajungem aici, trebuie să vedem partea bună. Clar trebuie să vedem partea bună. Totdeauna pentru că altfel nu avem, partea de sus. Cu soția, cu copiii, cu prietenele. Activități împreună. Ne redescoperim iar anumite lucruri. Și eu am redescoperit jocurile copilăriei.
Întregeam cu crecana, cu da, da, elastică, da, da, cu cornete. Cu cornetul. Oh, da, da. Eu chiar am făcut-o pe aia cu cornetul. Și eu, da, da. Acum cu un vecin de-al meu, da. Am făcut și țintă cu copilul, vorbe pe telefon. Tragem la 10 da, metri, da. La 10 metri, la 4 metri, că el nu are suflul meu. Da. Dar să știi că spuneai mai devreme că nu ai descoperit în momentul când tu erai când în am început, aceasta, da, când am început. Nu înțelegeai atât de mult. E bine, nici noi am înțeles. Și eu la început nu înțelegeam foarte bine meseria asta, la fel, la fel. Și Costin. Ideea este că ajunge să ai cineva care te, cum să spun, te motivează, acel ceva, te motivează. Da, cumva, da. Și să descoperi, sunt foarte mulți oameni, colegi, care trebuia să fie stomatologi, de exemplu. Da. Nu s-a mai făcut stomatolog, s-a făcut barman și sunt barman foarte bun în țară. De asta zic că meseria te alege pe tine și trebuie să ajungi la ea. Exact, trebuie să ajungi. Trebuie să ajungi la ea. Eu n-am lăsat niciodată teatrul deoparte, niciodată. Deci de la 17 ani, deci de 19 ani, înainte, nu, mulți de înainte. Mai mult. Doamne, nu zic nicio vârstă. Eu am 38, mai zic că de 82. Deci de la 17 ani eu fac teatru. Și n-am făcut altceva mai mult decât teatru, nu. Chiar dacă am lucrat și bucătar, și barman, și tâmplar, și pasnic, și toate meseriile, am făcut tot. Pentru că da. Meseria pe care mi-am ales-o eu nu e foarte bănoasă. Chiar dacă am lucrat și la Teatrul Național și așa, nu ne putem. Da. Cum ai spus, mă scuz că te-am rupt, că suntem artiști și ce ai spus tu, că ești artist. Cam greu, poate doar la Hollywood artiștii să facă bani. Să fie artiști, în adevărat. Și să fie artiști, da. Da. De obicei și pictorii, dacă stăm să ne gândim în toată istoria. Și pictorii, sculptorii, la fel, arta nu a fost atât de bănoasă. În schimb, oamenii au reușit și au lăsat ceva în urma lor care oamenii se bucură sute de ani. Despre asta vreau să zic, atât de benefică. Atât de benefică și atât de socială, încât numai prin artă socializăm. De asta am zis că voi faceți asta aici, chiar dacă eu te da. Vă despart, eu te șghea, dar vreau să ajung la sufletul omului și să-i pun pe masă sufletul meu cu sufletul lui într-o băutură, să se facă acel schimb nevăzut de emoții, cum e și la noi la teatru, poate exact așa e, sunt sigur, și la voi aici. Da. Că în timp ce el vorbește, tu știi, da, s-ar potrivi aia. Așa am ajuns la burt. Da. Și designul e super fain. Cine, cum? Designul nu este făcut de noi, este făcut de o agenție, de o firmă care se ocupă cu design interior. Sincer, că vorbeam mai devreme de cum am ajuns să facem aici. E bine, prietenul, omul pe care l-am cunoscut noi în perioada vară 2018, fusese barman. Fusese foarte puțin barman, foarte puțin timp barman și avea dorința de a face un cocktail bar, dar nu știa, adică exact cineva care nu știe cu ce se mănâncă, ai deschis și nu se întâmplă nimic. Închis în două luni. El ne-a contactat pe noi, am vrut la un moment dat să facem o colaborare, noi din partea noastră, el n-a fost de acord, ne-a zis, nu putem să facem lucruri, pentru că noi dacă le facem 100%, nu ne putem implica doar 50% sau ori ne implicăm total, ori deloc. Și până la urmă, respectivul și-a dat seama că locația nu putea să o transforme, să o creeze, să o crească. Și atunci a apărut această oportunitate de a ne preda nouă, să spunem. Discuția. Tot, da. Iar locația arăta... propunerea vinde. Exact. Da. Locația arăta într-o oarecare măsură, arăta cum o vezi acum, partea de jos. Ideea este că partea de sus am schimbat tot total. Am păstrat într-adevăr culoarea pereților, pentru că culoarea asta, ce se întâmplă cu culoarea asta, culoarea antracit, îți dezvoltă foarte mult simțurile. Este o culoare închisă, da? Și îți dezvoltă simțurile olfactiv și simțul gustativ foarte mult. Și atunci e bine să rămâi în nuanța asta. Și pe lângă asta am schimbat foarte multe lucruri, inclusiv barul, stația de bar, treptele, foarte multe. Dar le-am făcut în timp și până la urmă mi s-a potrivit, să spunem așa. Da, știi, și eu iubesc eu cel mai mult, chiar dacă e prima dată când intru azi aici,
așa s-a nimerit. Să astăzi este prima dată. Da, astăzi este prima dată, dar cu siguranță să revin. Ce iubești cel mai mult la locul ăsta acum și pot să zic că îl iubesc fără să fiu aveți o scamă mâine, e că e foarte micuț, foarte intim și de barmanul întotdeauna e în legătură cu, cu oaspete. Da. Mi-am fi adică dorit ca barul să fie mult mai în central, dar aici. Nu ne-a permis locul. Da, nici zidul ăsta, da, sunt aici, îi văd pe toți. Îi văd pe toți, mă văd contează pe toți. Contează foarte mult. Asta vă zic că e ca o scenă, ca la teatru. Și vrem să fim văzuți, sincer. Asta e cel mai asta e cel mai important. Partea de sus vezi în am stație. Am acolo e pentru VIP, balcon frumos, lojă. Da. Asta e foarte fain, pentru că multe baruri au teșgheaua, au teșgheaua în spate, știi? Da. Mai, nu. Sinceritatea, claritatea, tot la vedere. Contează ăștia suntem, foarte mult. Ăștia suntem, ăștia avem, adică... Contează foarte mult, la fel ca și în bucătărie până la urmă. Stai să te gândești. Dacă vezi pe cineva care îți prepară mâncarea, este cu totul altfel, că stai la masă, e ok, te bucuri de preparatul și acela. Și deși saturi. În timp ce face. Da, foarte adevărat. Da. Mulți bucătari nu mănâncă foarte mult, chiar dacă unii sunt foarte mari, dar nu mănâncă foarte mult. Gustă des, da. Și ei din ce prepară, așa e. Da. Adică vrei să zici că, bine, noi suntem chiar așa. Am găsit și eu o denumire acum. De bucătari vorbeam. Da, legat de bucătari și sunt șef bucătari. Nu? Da, șef. Nu putem să ne numim liquid șef. Da. Cum sună? Nu? Liquid chef. Da, cum sună? Da. Și sună bine. Da. Vă faceți pe șorțuleț? Bravo. Scrieți aici frumos cu broderie pe șorțuleț? Da, liquid chef. Foarte fain. Asta îmi place, bun, că sunteți în permanență, în legătură cu... Este cel mai important. Tot timpul. Tot timpul trebuie să te reinventezi. Tot timpul. De asta suntem triști. Ne este dor de oameni. Da, să știe asta și vorba mea de când suntem în perioada asta. Mi-e dor de oameni, mi-e dor de sală, mi-e dor de vibe-ul ăla. De aia am și preferat să nu jucăm în perioada asta online și așa, pentru că nu e aceeași. Nu transmiți. Nu e emoția aia. Unde? Ce? Mă chinui să joc la un ecran, bă, nu se uită și pleacă. Rezumul e simplu, poți să dai în mute și camera oprită și vezi ale tale. Ești prezent. Câte gifuri au ieșit acum cu aia care își pun o poză și pleacă și mai se întâmplă accidente mai. Da, foarte frumos. No, până la urmă contează relația care o ai cu omul de lângă tine. De asta eu am făcut și o glumă, poate sunt mai old fashion. Mie nu-mi place să socializez virtual. Mie îmi place să socializez. Da, în timp ce vorbeam dinainte de ce facem noi acum, emisiunea aceasta, întâlnirea aceasta, că asta e o întâlnire, nu e emisiune, mi-am adus aminte de câte ori te-am văzut în festivaluri, cu rucsacul acela în spate, e multă lume, tot. Dar la cum erai îmbrăcat, să știi că foarte greu te-am recunoscut acum. Da. Și să zic cu tot dragul. La festival. Zic cu tot dragul. Mulțumesc mult. Cap. Da. Wow. Dar și acum, tu știi că de foarte multe ori, apropo de episodul ăsta, noi am pățit ca oamenii să ne zică, necunoscându-ne, evident, și am început, nu, dar ce bine o face seama, cu siguranță șeful vostru e... Da. E vă rupe. Da. Foarte mulțumesc. Chiar o să se transmiteți, că o să vă dau o recenzie pe Facebook. Da. Și ar fi fain ca cineva care a auzit de voi și așa să vină la bar și zice, unde e Lucian? Unde e Costin? S-a întâmplat asta. Pentru că eu asta nu suportam când lucream în bar, când venea cineva și întreba de șef. Unde e? Și, mă, dar crezi că dacă întreb de el o să te servesc altcumva, o să te perii, o să zic, vai, mamă, ăsta mă spune dacă nu-l servesc. Da, vai, nu iau bani pe băutură, că a întrebat de șef. Mă, pe cuvânt. Puteți, spunem acum, jucăm noi un rol într-o seară, vin o domnișoară, să spune că eu sunt domnișoara respectivă, Costin e la bar, într-o vineri seară, era foarte plin aici. Și la un moment dat vine Timea, bună seara, era Costin aici, Timea, colega noastră, și la care
zice, vreau să vorbesc cu Costin. Timea îi spune, ne pare rău, dar nu mai avem locuri. Era chiar foarte dacă aveți fric. O rezervare, mai aveam locuri care erau rezervate. Las că vorbesc eu, am vorbit cu Costin, sau vorbesc eu cu Costin să... și Costin era... Eu eram lângă el, zic, da, și... eu sunt Costin. Îmi pare bine. A, îmi pare bine, ia. A, da, știi că eu sunt Raluca, zic... De acolo da, și... Bun, nu știam că tu ești Raluca, că nu ne-am văzut niciodată. Da. Zic, dar... A, nu, am venit cu niște prieteni să le arăt locul, să zic, deci nu doriți să stați. A, nu, 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 nu. Timea, în momentul de față, când a auzit și și-a dat seama că nici măcar nu mă cunoștea doar după nume, a bunit un pic râsul, s-a întors cu spatele și a plecat. Da. Da, eu am fost, eram pus într-o postură așa foarte ciudată. Norocul domnișoarei a fost că cei doi domni cu care era nu înțelegea român și n-a fost pusă într-o lumină. Într-o situație proastă, chiar da. Avea, chiar avea. Adică, da. Și mă dau mare și... Mă desimplu da. Ușor ca un balon, adică dacă nici nu știi pe omul și foarte multe ori. Da, 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 de asta da. Zic. Nu înțelegea, uite, la noi când au venit și controle și așa, deci au scos banii și au plătit și le-am luat banii și le-am bătut da. Bon. Deci da. Am văzut că era un pic, bă, chiar nu ia banii. Bă, da, păi de ce am actele în regulă, am totul. Păi pentru ce? Corect. Ai vrut să bei ceva, eu te-am servit frumos. Corect. Ne-am obișnuit. În România, adevărul că s-au obișnuit lucrurile ca fiind așa. Că, da, trebuie de acolo, trebuie că-i de acolo. Da. Vine controlul, ok, vine controlul. Controlează-mă, îți arăt actele, îți arăt absolut toate condițiile. Și dacă am greșit până la urmă, da, sancționează-mă că am greșit. Da, da, dacă eu, din proprie inițiativă, vreau să-ți dau o cafeluță și o apă, este aici sunt sigur că se întâmplă asta, că la noi, oricum, apa casei, și da. Cafeaua da. Sunt din da, partea da, casei. Da, da, nu că vedea se scoală și pleacă, că mulți așa fac, se scoală și pleacă. Stai, mă, nene, că eu trebuie să pun banii ăștia. Da. Ce să zic la... patron, a venit și... Dar este foarte adevărat. În afară de ce spui tu, oamenii... Pe noi chiar asta ne deranjează. Nouă ne place să lucrăm și până la urmă asta este meseria noastră. Suntem niște persoane tinere, care suntem plini de energie. Oamenii și dacă ne văd... Acum suntem îmbrăcați așa, la fel cum ai spus tu, că și la festival, cu ghiozdanul în spate, cu șapca în cap. Pe cum a fost greu să te recunosc. Nu? Da, eram la fel... îmbrăcat și munceam pentru festival. Când sunt aici, e normal să nu fiu hainele cu care sunt îmbrăcat pe stradă. Avem un echipament. Că dăm cu aspiratorul, că ștergem praful, facem ceva înainte să deschidem. La fel i s-a întâmplat lui Lucian. Într-o zi înainte de să deschidem, era cu aspiratorul în mână, chiar dădea cu aspiratorul acolo, da, coborul roșu, acolo în față, pe covorul roșu. Și a venit un domn cu o domnișoară. Pot să povestesc eu? Te rog, te rog, da. Și ai să te... intre, Lucian, bună ziua, ai... bună ziua. Vrem să vorbim cu cineva din conducere. Manager. Lucian, cu managerul. Cu... Lucian, spuneți cu ce vă pot ajuta? Nu, nu, vrem să vorbim cu managerul. Și Lucian, bine, imediat. Era îmbrăcat și într-un tricou, imediat. A lăsat aspiratorul jos, s-a dus sus... S-a spălat, s-a schimbat, a venit. Bună ziua, Lucian, da, Lucian Turcul, managerul lui. Și atunci așa, păi, sincer, dacă cineva te întreabă, spune că te poate ajuta, contează cum este îmbrăcat. Da, mulți la asta se gândesc, că dacă ești îmbrăcat cumva, nu. Chiar vorbeam cu Alex Baciu într-o altă întâlnire. Am fost la un interviu, era vara. Și na, era un birou mare, lung, așa, și na, a venit o doamnă, am vorbit cu dânsa, tot. M-am îmbrăcat frumos într-o cămașă de in, tot. Na, și când am plecat, mi-am zis sărut mâinile, revenim, dar am plecat, am văzut că eram în pantalon scurt și în sandal, că era vara. Dar în pantalon scurt ați venit la interviu. Și eu... mi s-a blurat imaginea și zic, vă supărați dumneavoastră, ați vorbit cu pantalonii mei sau cu omul, sau cu mine. Da, da. Bine, să ne revenim și revenim. Nu m-am mai dus. M-a sunat de două ori, dar nu m-am mai dus. Nu pot să lucrez cu oameni deștepți. Da. Ce am făcut?
că am venit la un interviu, dacă trebuie să mă duc undeva unde să port o salopetă, port o salopetă, așa trebuie. Dar lasă-mă să mă simt și eu liber. Și apropo de libertate și de profesionalism, eu cred că voi sunteți cei mai liberi profesioniști. Pe cuvânt, pentru că și la Night Teatru nu trebuie neapărat să faci corect ca să fii un profesionist, trebuie să fii liber. Și așa aici, voi aveți libertate să combinați după bunul plac al clientului, bineînțeles, când ajungi la el, cum am vorbit, dar și cum vreți voi, adică poți să pun și așa, poți să pun și așa, poți să le arunci. Avem niște reguli în spate, adică tot timpul sunt niște... E o bază, În general suntem liberi și fiecare personalitate în parte se observă în modul de lucru, în prepararea băuturii. În servire. Dacă am fi toți la fel, nu am mai fi. Dar nici degetele la o mână nu-s la fel ceva, poate rămâne diferența. Da, unde e diferența? Acolo se face diferența, da. Pentru că suntem diferiți. Da, noi suntem mai mulți în echipă, dar suntem de fapt unul. Fiecare are aportul lui, dar asta spunea Lucian că sunt niște reguli. Și ca să spunem așa, noi deschidem la ora 19, dar suntem în locație de la ora 15. Japonezii spunem cât fac cu un plus 1 în Japonia. 1. 1. 2. Bine, eu știu să zic, clar, dar ei fac 1. 1. Păi da. E la fel, 1-1. Dacă toți partenerii ar înțelege și absolut toată lumea care este angrenată într-un business ar înțelege lucrul acesta, cu siguranță business-ul ar fi mult mai... mai ridicată în momentul de față în România, dar de foarte multe ori oamenii își urmează interesele și nu fac decât fiecare să tragă pentru el și uite de fapt se dezbină absolut. Da, uite de echipă. Da. Păi mă bucur de întâlnirea asta, că poate așa... Până la urmă noi suntem asociați toți. Da, se mai uită mai mulți care sunt bolnavi de patronită și... Patronită, da, unii cronică. Unii chiar cronică, da, și văd cum se... cum se formează și cum se susține o afacere, un business. Dar e multă muncă și multă pasiune, atenție, pasiune, disciplină, să spunem, în anumite ipostaze. Pentru că e foarte important. E foarte importantă și disciplina. Păi nu puteți face nimic. Disciplina frumoasă. Aia frumoasă, nu aia cu bățul și la panul. Aia nu este disciplina. Aia e cineva face un lucru de frică. Da, este disciplina. Despre asta e vorba. Să nu faci nimic cu frică, să faci cu drag, să faci că așa vrei. Te trezești și ce faci? Da, uite. Cu multă lume mă întâlnesc, ce faci? Zic, mă duc la barcă, am treabă. Păi și așa, păi da, să stau capul, iar mă duc acolo fiindcă îmi place. Dacă nu mi-ar plăcea, nu m-aș mai duce. Corect. La fel cu multă lume întreba, da, dacă am fi angajați, știi, în alte locuri, poate am câștigat mult mai mulți bani, sincer răspund. Da, și mie mi-a zis asta. Dar nu banii ne fac fericiți pe noi. Să mă duc acolo, doar știu că câștig niște bani și e cineva care îmi face tot felul de, să înghit tot felul de joșnicii, de lucruri urâte, să poartă urât cu mine, nu, mai bine da. Banul fiecare, că până la urmă în zilele noastre faci ceva cu el. Dar, sincer, noi suntem fericiți cu ce avem și cu cât avem. Foarte bine. Asta... Că o să fie mai mult, o să vedem atunci ce o să facem cu ei. Da. Asta m-a învățat și bunicul meu pe mine. A zis, Ionuț, în viață să fii umil, tată, dar să nu te lași niciodată umilit. Nu. Niciodată. E diferență mare. Mulți nu înțeleg. Mulți nu înțeleg asta dintre umil și umilit. Mulți chiar nu înțeleg. Măi, trebuie să știi când să pleci capul pentru că ai de învățat din asta. Oricum respectul simți, ar trebui să-l simți. Mai asta întotdeauna spunea un mentor de-al meu, respectul vei simți. Adică e o chestie pe care trebuie să funcționeze normal, fără... eu îți vorbesc acum, domnule Ionuț, și de fapt nu te respect. Da, și când pleci de aici, hai, gata, că ai. Da. Ne vedem pe stradă, cine e ăsta, nu știu. Da. Sunt persoane care ne spun, da, eu înțeleg, e foarte frumos ce faceți voi, dar faceți bani? Da. Nu, dar bani așa că degeaba, man, este ok. Tu faci business-ul tău așa cum știi, cum îl conduci. Că vrei mai mult, fă mai mulți bani sau ce-ți dorești tu să faci din business-ul ăla, zic, important e să fii tu fericit. Da. Zic, pentru mine este sunt mult mai fericit să văd că oamenii sunt fericiți pe lângă mine. Asta și... Nu doar că intru în bar
și sunt două persoane care mă salută și 100 care mă înjură și că mi-au lăsat niște bani. Sincer, asta eu da. Ca să văd oamenii ăia fericiți, trebuie să fiu eu fericit în primul rând. Păi cam așa și funcționează fericirea. Ca orice angajat, ca să spun, sau ca orice patron, eu prefer când intru pe ușa cabinetului și intru în bar, să mă simt foarte bine și să văd oamenii pe lângă mine, că sunt, ne luăm în brațe. Corect, că alții sunt așa foarte scorțos, da, și a, uite, el e patronul și alții pe lângă, da, bip. Din păcate o să pierdem cu situația actuală multe din aceste plăceri, să spunem așa, pentru că nu o să ne mai strângem în brațe un timp. Da. Poate nu o să mai fim atât de apropiați, dar acum depinde fiecare cât de mult înțelege ce e important. Da. Și tot ce se întâmplă acum. Și să păstreze ce a fost bun, asta e foarte important. Da. Noi chiar lucrăm la partea de terasă și sperăm în momentul în care autoritățile ne vor permite acest lucru să deschidem, în primul rând, cred că terasa va funcționa cu siguranță. Da, vine perioada de vară. Și ne dorim să transpunem aceeași experiență, dar afară. Da, fain. Foarte bine, vă felicit. Da, chiar să faceți asta. Lucrăm la tot felul chiar de proiecte, lucrăm inclusiv la proiecte de home delivery, dar la fel acolo lucrăm și pe partea, adică dacă tot îți aducem un produs acasă de al nostru, să ți-l aducem într-un fel în care să chiar să fie o experiență că ți-am adus acel produs sau nu știu, să te surprindem cumva. Da, adică, da. Cum am vorbit mai devreme, să nu bei ginul dintr-un pahar de plastic. Da. Cu capac și cu pai. Da. Nu, ci toată treaba asta multă lume. Dar de ce nu faceți livrarea acasă? Până la urmă, pentru noi și paharul ăsta nu este doar un produs. Vorba de experiența care o are omul. Așa este. La asta ne-am gândit, că toată lumea se plânge în momentul de față, că platformele, că nu ajung la timp, că au comisioane mari, că este adevărată toată treaba aia, dar la noi doi, când vorbeam de treaba asta, la noi problema este alta. Experiența care o are omul. Că până la urmă, această băutură preparată, noi o preparăm și cineva o consumă pentru a-i face plăcere. Sincer, noi întotdeauna ne punem în locul oaspeților. E ca și cum ne-am comandat o băutură, vine, nu vreau să jignesc pe nimeni, da. X cu spate, a luat ea aia, dăm banii și sau deja nici acolo, nici nu dăm banii, că a plătit deja pe platformă. Da, dar deja de acolo plăcerea s-a dus, că poate acea persoană i-a vorbit urât sau n-a ajuns în timp. Sau în cazul ăsta mai bine îmi cumpăr din market, îmi cumpăr o sticlă de alcool, cumpăr un jos și mi-l fac acasă și la revedere. Se pierde esența la... Și asta se pierde toate astea. Da. Se pierde socializarea cu oamenii și tot. Dar până la urmă, barul ăsta este un loc de socializare, unde să ieși. Multă lume ne întreabă, bă, mi-a spus un prieten că a auzit o discuție, vorbeam cu un tip, stătea pe bar, nu l-am mai văzuse niciodată, era foarte supărat. Într-un bar, oamenii vin să bea de fericire, de supărare, să sărbătorească și era un tip care eu îi spuneam că nu e bine să bea băuturile tari, el nu, că sunt supărat și în două minute începuse să-mi spună de fapt care sunt supărările lui. Da. De foarte multe ori sunt oaspeți care vor să vorbească cu cineva, dar nu vor vreun prieten apropiat, familie, fiindcă oamenii răspândesc vorba și așa pur și simplu ne aleg pe noi. Chiar dacă nu suntem psihologi. Psihologi de ocazie. Bă, da, exact, aia vreau să spun. Suntem psihologi de ocazie. Vin, îmi spun, ofu, stai, îl asculți. Noi niciodată nu dăm sfaturi. Și mă spuneau, păi și de ce nu? Nu sunt în măsură. Că nu știu ce se întâmplă cu omul ăla pe urmă. Da. Dacă au ceva pe urmă, este rău pentru mine, corect, psihic. Da. Poate l-am împins să fac un lucru care nu trebuia să-l fac. Și eu am auzit o grămadă de povești care practic m-au îmbogățit. Ca... Da. Chiar m-au îmbogățit. Colegul de la Sarvea să-ți fi catul. El lucrează pe o parte, nu lucrăm pe altă parte. A, și apropo de asta, vis-a-vis de cabinet 3 peste drum. Cabinet? De? Este clinica Salvați Ficatul. Tocmai ce a trecut. Deci, da. Dacă cumva se întâmplă ceva aici, e aproape. Vecinul nostru care deține clinica vine la noi.
un pahar, două, deja într-o seară băusat 4 lei și mi-a spus, face, cred că îl bag și pe ăsta și pe urmă mă duc până la clinică. Da, 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 da. Da. Foarte fain, dragilor, foarte fain. Vă mulțumesc mult că ne-am întâlnit. Noi mulțumim mult. Cuvânt, chiar cu mare drag. Și te așteptăm să mai faci. Mai vin. Da. Cum să nu? Un interviu sau de ce nu efectiv să stăm să povestim. Noi e cel mai important. Bun, vă mulțumesc mult. Mulțumim. Haideți să... Hai să ce vin să mâncăm și ca... De ce am venit? Noroc. Noroc, sănătate. Noroc. Mulțumim.